Preocupările pentru securitatea datelor au crescut din ce în ce mai mult și cantitatea de date salvate în cloud și în mediul online la fel, astfel încât există nevoia și de o conștientizare din partea celor care dezvoltă soluții de securitate în comunitatea locală. În momentul în care ne gândim la securitatea informațiilor, de obicei avem cam două soluții la îndemână, sau cel puțin majoritatea companiilor și persoanelor fizice se gândesc la folosirea unui antivirus și la evitarea navigării pe site-uri susceptibile de virus. Probabil ați primit și voi un link de la, cu această campanie falsă de la EMAG, prin care a fost de fapt un atac de phishing prin care se dorea captarea de informații personale sau infectarea calculatoarelor cu virus. Bine, nu este greșit să folosim aceste două metode, și anume un antivirus sau poate și un firewall, sau să evităm pur și simplu să dăm click pe anumite link-uri posibil malițioase, dar contextul actual s-a schimbat și amenințările s-au diversificat. Deși poate este greu de crezut, atacurile externe nu sunt cele mai frecvente cauze pentru breșele de securitate ce se întâmplă în prezent. Au fost studii care au dovedit că peste 50% din breșele de securitate sunt datorate erorii umane. Deci, angajații și proprietarii informațiilor confidențiale sunt de cele mai multe ori veriga slabă când este vorba de o breșă de date. Ce înseamnă mai exact eroare umană? Aș vrea să vă întreb câți dintre voi ați trimis vreodată un e-mail unei persoane greșite. Deci, 20% dintre voi, 15. În momentul în care se trimite un e-mail cu un atașament posibil confidențial unei persoane greșite, deja este un prim pas spre o breșă de securitate. Chiar am auzit o poveste reală, de altfel, de la un administrator IT care a primit o listă de la șeful său cu angajații selectați pentru concediere. Și printre lista, în lista aia era și el. Bineînțeles, el nu trebuia să primească acea listă și a fost păstrat în companie ca să nu divulge secretul. Bine, asta este un caz, să zicem, fericit, dar când se atașează la mail, nu știu, salariile personalului sau alte documente top secret, e și mai grav. Și când vorbim de cloud, apariția aplicațiilor bazate pe cloud și gen Google Drive, Dropbox, etc., și acestea reprezintă o amenințare pentru securitatea datelor și a persoanelor fizice și a companiilor. Care ar fi consecințele la o breșă de securitate? Pentru companii scade încrederea clienților, nimeni nu vrea să fie client, nu știu, Orange, dacă află că aceștia vând baza de date sau nu protejează suficient de bine datele lor personale. Imaginea, bineînțeles, în momentul în care se întâmplă o breșă de securitate, mai ales la companiile mari, primul lucru care se întâmplă este să apară în media. Costurile de remediere a breșei de securitate, aceste costuri pot să varieze de la câteva zeci de mii de euro până la milioane de euro, dolari, etc., în funcție de mărimea companiei. Și perioada de inactivitate, nu știu, în cazul unei infectări cu virus, perioada de downtime și alte exemple de genul.
spun. Să vorbim un pic mai mult despre impactul cloud computing în securitatea datelor. În România, pentru 2015, s-a notat o creștere de 20% a pieței de servicii de cloud computing și cele mai populare tool-uri pentru folosite de angajați în companii sunt Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud și Box. Și care ar fi amenințarea în acest caz, dacă folosim aceste tool-uri? O cercetare realizată de noi a descoperit că 7 din 10 angajați au acces la date confidențiale, care pot fi documente de financiare, documente de marketing, nu știu, pentru companiile de inginerie, tot felul de planuri. Și 6 din 10 angajați nu știu care fișiere sunt confidențiale și care nu. Este într-adevăr o problemă, deoarece aceștia, în momentul în care își fac munca zilnică și lucrează cu aceste fișiere, ajung să le depoziteze în aplicații unde nu știm ce se întâmplă, nu avem un control, nu știm cine deține cheile de criptare și așa mai departe. Și în momentul actual ce se întâmplă în companie este că se semnează un contract de confidențialitate în momentul în care ne angajăm. Cei mai mulți nu îl citesc sau nu-și aduc aminte despre ce e vorba și în orice caz nu este actualizat la contextul la context. Nu se spune exact ce date sunt confidențiale, nu se spune prin ce medii, nu avem voie să le share-uim și așa mai departe. Bun, deci vorbim despre date, baze de date cu clienți, date financiare, planul de marketing, liste cu datele personale ale angajaților, cu salariul, etc. Care de cele mai multe ori se păstrează pe Google Drive, Dropbox, pentru că spațiul de stocare este foarte mare, pentru că este foarte convenabil de lucrat cu ele, pentru că se pot utiliza indiferent de browser, de sistemul de operare, de pe mobil, de pe laptop, etc. Specialiștii în securitate consideră aceste soluții niște containere publice. Cum spuneam înainte, controlul nu este la companie, ci la dezvoltatorii de soluții cloud și se pot întâmpla breșe de securitate, așa cum a fost cu Dropbox în 2012, dacă știți de acel incident în care s-a furat o parolă a unui user și cu acea parolă s-a spart contul de Dropbox și au fost furate adrese de e-mail. A fost și o breșă iCloud în 2014. Câți dintre voi ați auzit de aceasta? Ok. A fost o întreagă dezbatere dacă este vina Apple, dacă e vina celor care au postat pozele nud pe cloud. În fine, eu sunt de acord cu domnul. Totuși, atâta timp cât nu știm ce se întâmplă cu datele noastre, unde ajung, dacă sunt salvate pe serverul lor, într-un data center, etc., mai bine ne păstrăm în intimitatea, nu știu, al numele noastre. Așa. Bun, cum ne protejăm datele în tot acest context cu aplicații cloud, cu acces ușor la gigabyte de stocare și așa mai departe? În primul rând, ar trebui să existe niște bune practici de securitatea datelor în companii și responsabilii principali trebuie să fie IT managerii sau chief security officer, dacă există, responsabili cu securitate sau măcar un IT administrator. Acesta ar trebui să facă training-uri regulate cu angajații, să le spună că nu este indicat să se folosească parole ușoare, de cum ar fi 1, 2, 3, 4 sau parolă sau, nu știu, ciupercă, nu știu, parole așa simple. Și să nu se folosească aceeași parolă pe mai multe conturi. De asemenea, ar trebui să se reglementeze folosirea datelor confidențiale.
și anume să se să existe, nu știu, un document, un guideline, ceva prin care să se spună ce date sunt confidențiale, cine are acces la ele și cum ar trebui folosite. În al treilea rând, se poate folosi o tehnologie care este relativ recentă, și anume Data Loss Prevention, sau cum îi spunem noi, DLP. Aceasta a fost dezvoltată în anii 2007-2008 și inițial s-a folosit pentru blocarea dispozitivelor portabile de stocare, cum ar fi stick-urile USB. Și pe măsură ce a evoluat tehnologia și au apărut aplicațiile cloud, pe măsură ce s-au folosit mai mult internetul, e-mail-ul și așa mai departe, a ajuns să filtreze și datele ce se uploadează pe cloud. Cum funcționează mai exact? Dacă un angajat încearcă să uploadeze un document confidențial care conține numere de carduri de credit, de exemplu, softul Data Loss Prevention, pe care și noi îl dezvoltăm, aici la Cluj, inspectează sau scanează documentul și detectează tiparul specific al cărții de credit, dacă este Visa, dacă este Mastercard și așa mai departe. Și în funcție de politica de restricție, dacă este pe blocare sau doar raportare, aceasta, transferul va fi blocat sau doar raportat acțiunea la server. Atunci administratorul soluției va ști exact cine, când a încercat să transfere un fișier, ce conține fișierul și inclusiv poate să păstreze o copie a fișierului transferat pentru, nu știu, un audit posterior sau dovadă în cazul unui litigiu. Bun. Deci, noi oferim o soluție destul de complexă prin care controlăm dispozitivele portabile de stocare, cum ziceam, USB-uri, HDD-uri externe, MP3-uri, cam tot ce poate stoca date. Monitorizăm și blocăm, de asemenea, transferul de date confidențiale către aplicații online și servicii în cloud. Și există mai multe filtre pe care le aplicăm, pe lângă faptul că scanăm conținutul fișierului ce se uploadează, în funcție de un keyword sau de pattern-uri specifice de date, scanăm și tipul de fișier. Deci se pot pune politici pe tipul de fișiere. Și pe lângă aceasta controlăm și dispozitivele mobile. Cum ziceam înainte, există o cantitate mare de date confidențiale și pe mobile, cele mai utilizate, bineînțeles, iOS și Android. Și noi putem, de exemplu, să localizăm dispozitivele. Primul putem să dăm wipe la toate datele de pe dispozitiv în cazul în care e pierdut sau s-a furat și se dorește ștergerea datelor de companie. Se poate face push la aplicații și, în fine, mai multe funcționalități care, în final, au același obiectiv și anume de a proteja datele atât personale cât și de companie. Bun, acesta este un screenshot cu câteva grafice referitoare la cele mai dese transferuri, cele mai folosite aplicații, cei mai activi useri cu privire la transferul de date, ultimele date transferate și așa mai departe. Bun, și în final, ca și o concluzie, este foarte important să ne păstrăm datele protejate, pentru că reputația firmei depinde de asta, siguranța noastră personală inclusiv. Mă minuiesc de fiecare dată când văd pe Facebook că lumea își postează absolut toate activitățile, o mulțime de date personale. Și bine, este și, să zicem, un defect profesional pentru că lucrez la companie de securitate. Și vă mulțumesc pentru atenție. Înainte de asta, vreau să mai zic că
Am și un premiu pentru cel care sau cea care va pune cel mai multe întrebări. Și avem și ceva joburi disponibile dacă vă place proiectul. Mie personal mi se pare un soft foarte interesant și am în vedere că este singurul dezvoltat în România de acest gen. Se pare foarte interesant. Ce întrebări? Cât de tare afectează acest DLT performanțele calculatorului? Nu afectează performanțele pentru că arhitectura este server-client. Pe fiecare calculator care se dorește a fi protejat există un agent, un server-client instalat, care nu ocupă mult. Și se poate pune și o limită la cantitatea de loguri pe care o poate păstra. Și de nu afectează și performanțe de procesare. Colegul este developer pe această soluție și poate să zică mai multe. Dacă schimbăm terminația la fișier, rezolvăm problema cu comunitatea. Adică dacă e se schimbă Word și în loc să fie doc, X, Da. Chiar dacă se schimbă terminația, softul nostru scanează și un digital signature, în semnătura digitală, astfel încât detectează ce fișier a fost la început și blochează. Dar acum am avut să se prindă că dacă chiar vrea să scoate. De exemplu, că nu pe oricot în view sau nu știu ce, și atunci mai încodez acum mai informații. Putem să detectăm mai multe tipuri de fișiere, Office, de programare, grafice și așa mai departe. Și atunci dacă transform din Excel în PDF, nu are să faci. Ok. Dar analizați și conținutul? Da. Inclusiv în PDF-uri scadă. Imaginile? De exemplu, dacă fac un screenshot la informații? Nu se poate. Putem să blocăm să faci screenshot. Ok, dar imaginele nu, adică nu sunt scanate. Deocamdată nu, poate pe Twitter. O parolă se poate scana. Poftim? O arhivă parolă. Da. Adică se sparge parola. Dar poți să te dai pe orice site sau îl blochează? Nu este web filtering. Deci noi nu blocăm folosirea site-urilor, ci upload-ul de fișiere confidențiale către site-urile respective. Are și o componență de învățare, adică un anumit tip de tipar, nu numele regex care să identifice un tipar exact, ci natura să învețe, programul să învețe anumit tip de date. Inteligența artificială. Da. Sau nu cunoaște. Este detecția falsă de gen, aș vrea să treacă în fișier, dar atunci e un șir. De exemplu, avem ceva de genul, avem un threshold pe politică, adică se poate, nu știu, pune un număr gen 3, în momentul în care există mai mult de 3 numere de cărți de credit, atunci se blochează. Dacă e mai puțin de 3 cărți de credit, atunci se permite. Aș mai avea o întrebare. Lucrează ca și agent pe calculatorul local sau toate datele se transmit printr-un proxy și proxy-ul efectuează toată procesarea de... Nu, e la nivel de endpoint pe calculator local. Și drepturile de administrator limitează închiderea procesului sau cine protejează că sistemul nostru este închis de cel care utilizează calculatorul și are o rea intenție în a trimite date? Să dezinstaleze, de exemplu, clientul, software client, da. Și avem protecție prin parolă contra dezinstalării. Și asta oferă siguranță supremă de a nu închide acest agent? Da. Da, avem, bine, și niște servicii care protejează cumva și oprirea serviciului din Task Manager sau... Deci se pornește automat serviciul care se detectează orice intenție de oprire a serviciului. Nu știu, o întrebare. Dacă cumva încerc să fac un CD-ul cu Linux,
să fac, să butez de pe Linux și să accesez cu Linux-ul de pe CD-ul și share-le de pe calculator. E protejat. Mi-i și punea prin Cluj implementată asta. Undeva prin Cluj, cred că da. N-am înțeles cumva. A răspuns colegul. Ah, ok. A zis că nu. Hai să ne oprim aici, că nu mai... Bine, ok. Mulțumesc frumos pentru atenție și cred că câștigătorul e de partajat colegul din spate.